Și un detaliu foarte interesant, fostul șef al trezoreriei statului român, Ștefan Nanu, s-a angajat în martie 2018 la Banca Internațională de Investiții a Rusiei. A obținut postul prin concurs, este director al Departamentului de Finanțare Structurală și a Datoriei. Domnule Câțu, ce poveste mai e și asta? Da, este aici, vă știți că trebuie o emisiune întreagă despre asta. Un vicepreședinte al băncii este român, tot din Ministerul Finanțelor Publice. Legătura este foarte strânsă cu PSD, mâine o să mai public despre asta, dar vă spun că a început exact în momentul când Ministrul Finanțelor Publice în 2015 era Eugen Teodorovici. Iar acum mutarea la Budapesta s-a decis la Varadero în Cuba, unde Ministrul Finanțelor Publice a fost și nu ne-a spus, după escalada la Moscova, exact între 3 și 4 decembrie, iar domnul ministru a putut să meargă la Varadero în Cuba printr-o hotărâre de guvern luată în 15 noiembrie, la o zi după ce a avut o întâlnire cu președintele băncii. Guvernul României a luat o hotărâre de guvern prin care domnia sa a fost numit în bordul acestei bănci. Altfel nu putea să participe la întâlnirea guvernatorilor, a fost numit guvernator în bordul acestei bănci, la Varadero, Cuba, în 3 și 4 Există decembrie. Documentele astea? Bineînțeles. Pentru că viza în Cuba e de notorietate, chiar publicat, cu escala la Moscova. Am și publicat, exact. Am publicat, sunt și pe site-ul acestei bănci. Legătura este foarte strânsă. A spus dumneavoastră, da, nu plătește impozite, nu plătește nimic, nu este reglementat de Banca Națională a României. Și aici trebuie să vedem această ipocrizie a PSD. Nu? Pe de o parte vine și impozitează toate băncile românești, suprataxează și această bancă scapă. Mai mult, această bancă are dreptul să intre pe piața valutară să cumpere, să vândă valută, obligațiuni, acțiuni. Țineți minte că a fost atacul speculativ asupra leului acum câteva luni de zi, acum o lună și ceva, au fost tot fel de discuții că multe dintre acele tranzacții aveau legătură cu Rusia. Deci încă nu avem toate dovezile. Dar e adevărat, Ungaria și jurnaliștii din Ungaria s-au sesizat. Vreau să atrag atenția că ceva este în regulă total aici și trebuie să vină transparent guvernul să explice ce face. E o bancă a intereselor Rusiei, asta este evident. Este clar, este un offshore. Funcționează exact ca un offshore în interiorul unui stat. Dar înțeleg că nu e o bancă foarte potentă. Nu prea are resurse. Să știți că cele mai mari investiții le are în România și în Rusia. Are investiții în România și Rusia, poate să cumpere obligațiuni de stat. Acest tip de finanțare a fost folosit în Venezuela de Rusia, a cumpărat datoria Venezuelei, iar acum, după ce am spus ieri acest lucru, astăzi Putin a confirmat că a trimis trupe în Venezuela pentru a-și apăra investiția. Nu sunt mulți, sunt 100 de soldați și un ofițer de rang înalt. N-aș vrea să vină niciun soldat în România să-și apere, Putin investiția. Și să nu ne comparăm niciodată cu Venezuela. Nu, deci nu, aici trebuie să fie totul transparent, să știm ce face această bancă și de ce are acest statut special. Da, din ce spuneți, problema este asta a transparenței. De ce n-am știut de lucrurile astea? Exact, și de ce are un statut special, în timp ce băncile din România toate sunt puse la zid de Eugen Teodorovici, banca unde el este în conducerea acestei bănci, este o bancă privilegiată. Nu plătește niciun fel de impozit. Angajații au imunitate diplomatică în România. Nu este reglementat de Banca Națională, deci nu are nevoie, deci dacă are un împrumut neperformant, nu trebuie să țină provizioane. Vă dați seama că este în competiție cu celelalte bănci, dar celelalte bănci sunt dintr-o dată lovite de guvern. De aceea este o legătură între toată tărășenia asta și ordonanța 114? Sigur. Gândiți-vă că primii care au beneficiat după ordonanța 114 au fost rușii pe partea de energie cu gaze, iar aici singura bancă din România care beneficiază este această bancă a Federației Ruse, a lui Putin. Zic eu. O instituție a statului pe care s-o sesizați în legătură cu... Eu am tot făcut apel public și voi face... Bineînțeles că vom sesiza, voi încerca în Parlament să facem o comisie de anchetă, să vedem ce este cu această bancă. Știți ce se întâmplă cu comisiile de anchetă din Parlament? Știu ce se întâmplă, dar nu alte pârghii nu avem în acest moment. Când o să fim la guvernare, bineînțeles că putem să... Vreau să ne spuneți că nu e ilegal ce se întâmplă? Adică eu... Ba nu, eu cred că e ilegal și Ce e ilegal? În primul rând, există un conflict de interese foarte, foarte puternic în ceea ce privește pe Eugen Teodorovici, care a dat o ordonanță care taxează toate băncile și nu o taxează pe aceasta. În același timp, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat cu întâlnirea din 14 noiembrie pe care a avut-o cu președintele băncii, hotărârea de guvern din 15 noiembrie în care s-a hotărât, s-a acceptat că el să fie guvernator al băncii respective. A mers la Varadero încă un detaliu. La Varadero s-a decis transferul de la Moscova la Budapesta, unde a fost și Eugen Teodorovici. Nu mai spunem că anul acesta, de când el a venit ministrul al Finanțelor Publice, am crescut partea noastră cu încă 4 milioane de euro în această bancă.
Deci suntem mult mai importanți în această bancă. Toate aceste lucruri trebuie explicate și caracterul penal este, o să prezint mâine dimineață mai multe informații despre acest lucru, pentru că este și un caracter penal în această situație. Nu puteți să ne spuneți acum despre ce e vorba? Nu, am anunțat că o să anunț dimineață, deci o să pun dimineață despre ce e vorba, dar este aveți legat de... dovezi, documente? Da, o să pun documente, este vorba despre tot despre Eugen Teodorović și această bancă. Operațiunea a fost făcută ilegal, cu bani publici? Nu, trebuie să știu în primul rând cine a plătit pentru... Acțiunile au fost cumpărate cu bani publici? Nu știu cum a fost... Reprezintă nu, este vorba mai mult despre statutul domniei sale, statutul domniei sale în această bancă și cum ne reprezintă, cum reprezintă România acolo. Păi dacă e aspect penal, trebuie să sesizați instituțiile. În direcția aceasta mergem. O să prezint aceste informații mâine și o să mergem în această direcție. Vorbim și cu avocații. Adică faceți o plângere pentru ministrul finanțelor. Da, în sensul acesta mergem în direcția aceasta. O să mă consult cu avocații noștri și vom vedea dacă, din punctul meu de vedere, da, trebuie să facem o plângere penală. Dar vreau și părerea experților. Mulțumesc!